Bine v-am găsit! Temperaturile cresc de la o zi la alta. Cam aceasta este singura schimbare din punct de vedere meteorologic al zilelor care urmează, inclusiv a zilei de mâine. Prognoza detaliată pentru 9 aprilie în cele ce urmează. Din punct de vedere sinoptic, în continuare, întreaga zona Europei se află sub influența centrilor barici Loris în sud, respectiv Max în nord, asociați unui vas câmp anticiclonic. Cu toate acestea, până la finalul zilei de mâine se apropie de nord-vestul țării noastre un front rece care ne va traversa tangențial vineri. Pe o circulație nord-vest-sud-est, ziua de mâine aduce o intensificare a advecției de aer cald la nivelul întregii țări, cu abateri care vor ajunge și la plus 4 spre plus 6 grade față de normalul perioadei. Pe timpul nopții, rămânem cu temperaturi ușor negative, minus 0 spre minus 1 grad, prin sudul și estul extrem al Muntenii, prin Transilvania și zonele montane. Pe creste, temperaturile pot coborî chiar până la minus 4-minus 5 grade. În restul țării avem parte de minime de la 2 la 4-6 grade, cu valori mai ridicate în nordul Munteniei și zona de curbură, 6, 8, chiar 10 grade. Maximele de mâine ne aduc un pas mai aproape chiar de temperaturi caracteristice începutului de vară, astfel că vorbim la nivelul întregii țări de valori cuprinse între 20, 22, 23 de grade. În zonele montane avem maximele 12, 14, 15 grade cu 8-10 grade pe creste. Nu avem nici urmă de nori pe cer mâine, nu avem parte nici de ceață și, din păcate, mai ales pentru agricultură, bifăm o nouă zi fără precipitații la nivelul țării noastre. Nici vântul nu ne va pune probleme pe parcursul zilei de mâine, iar stratul de zăpadă continuă să scadă, inclusiv pe crestele montane, care și pe parcursul zilei de mâine pierd între 2, 5, 7 cm.